Slavă Domnului! Ok, acum aș vrea să răspund la o întrebare, înainte de a intra în mesajul propriu zis. Foarte multă lume se întreabă așa: mă, eu am impresia, mulți zic așa, eu am impresia că chestia asta cu Duhul Sfânt, cu penticostalismul, cu umplerea cu Duhul Sfânt, e o găselniță a secolului 20. Că noi până în secolul 20 nu prea am auzit de umplere cu Duhul Sfânt. Ok, am auzit în Biblie, dar am auzit și despre cesaționism, cum că umplerea asta cu Duhul Sfânt a fost în secolul I, în biserica primară, că aveau nevoie de putere să se ducă în toată lumea, dar după ce biserica a ajuns aproape în toate regiunile de pe pământul ăsta, n-a mai fost nevoie de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt și-a luat concediu. Și zic, unde mă a fost Duhul Sfânt 2000 de ani? Că noi nu prea am auzit de el. Și am făcut cercetări, am adunat din viețile din viețile unor sfinți de care ați auzit, da? Despre care ați auzit, cu siguranță, cei mai cunoscuți sfinți și despre poate cele mai cunoscute mișcări spirituale și să răspundem la întrebarea unde a fost Duhul Sfânt în mișcările astea și în viețile acestor sfinți. Și haideți să începem cu Justin Martirul. Trecem deja de biserica primară, Justin Martirul trecem, adică de vieți, de sfinții cunoscuți, da, care au trăit aproape până în, să zic, în secolul 2, poate așa. Justin Martirul. Uitați ce spune Justin Martirul despre umplerea cu Duhul Sfânt: căci în toată lumea, ca și în cetatea voastră, se găsesc mulți îndrăciți, dar pe care mulți dintre oamenii noștri, dintre creștini, i-au exorcizat în numele lui Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Deci Justin Martirul a trăit între 100 și 165 de ani. De 65 de ani a trăit acest om, care și după nume vă dați seama că a fost martirizat la bătrânețe, și care atestă faptul că Duhul Sfânt exorciza prin creștini, da? Deci prin alții decât prin primii apostoli, și scotea duhurile rele din oamenii din cetățile lor, da? Amin. Trec mai departe. Irineu, ăsta a trăit un pic mai încolo, 125-200 după Hristos, da? În lucrarea lui împotriva ereziilor, vorbește despre vindecări, eliberări și chiar învieri. Și uitați ce spune: în același fel auzim pe mulți dintre frații din biserică, frați care au daruri profetice și prin care Duhul Sfânt vorbește în alte limbi și aduc la lumină pentru folosul tuturor lucrurile ascunse ale oamenilor și vorbesc tainele lui Dumnezeu. Deci Irineu atestă faptul că, consemnează faptul că existau profeți după 125, după anul 125 până în anul 200. Spune că profeții ăștia scot taine, da, din Dumnezeu și le dau oamenilor, da? Vorbesc tainele lui Dumnezeu oamenilor și spun despre lucrurile care se întâmplă în lumea văzută și în lumea nevăzută, da? Irineu, ați auzit de Irineu, da? Ok? Tertulian, cine n-a auzit de Tertulian? Ați auzit cu toții, da? Unul dintre cei mai mari teologi pe care a avut biserica. 160, vedeți, trecem mai departe, 240, intrăm deja în secolul al treilea. 240, la vârsta aceasta a murit Tertulian. În lucrarea lui despre suflet, Tertulian vorbește despre o femeie cu harul virtuților, care această femeie spunea că a fost vizitată adesea de îngeri și de însuși Domnul și care cunoaște secretele inimilor oamenilor. Tot Tertulian spune în despre botez, atenție ce spune despre botez, spune așa: nu în apă primim noi botezul cu Duhul Sfânt, ci în apă suntem curățiți și pregătiți pentru umplerea cu Duhul Sfânt, da? Deci delimitează botezul în apă de botezul cu Duhul Sfânt. Se pot, sunt cazuri în care oamenii în timp ce au fost botezați în apă, au primit această împuternicire și au simțit-o și au fost înflăcărați, unii au vorbit în limbi, unii au primit daruri acolo, dar nu le confundăm, da? Origen 185-284. Ați auzit de Origen, da? Deci omul ăsta a scris 3.000, aproximativ 3.000 de lucrări, 3.000 de lucrări. Un om extraordinar de sârguincios. Atribuie scăderea harismelor din biserică nu unui ordin divin, ci lipsei de sfințenie a creștinilor. Da? Atribuie
scăderea harismelor sau darurilor din biserică, nu unui ordin divin. Spune, măi, oameni buni, nu Dumnezeu e de vină că nu mai aveți voi daruri. Nu Dumnezeu și-a retras harul, ci voi nu mai sunteți suficient de sfinți și biserica a fost impregnată de lume și biserica s-a confundat cu lumea și din cauza asta nu mai este Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt, atenție, nu se vinde ieftin, cu ghilimelele de rigoare, da? Duhul Sfânt nu se dă într-un mod ieftin să fie, hai să le dau și ăștia ca să fie, da? Bursele se dau pentru cine? Pentru cei mai buni, pentru cei care își doresc, pentru cei care tânjesc. Și când vrei, faci totul ca să intri în posesia unei burse. La fel și cu Duhul Sfânt. Când îți dorești, faci totul. Cineva să mă servească și pe mine cu un pahar de apă, vă rog frumos. Trec mai departe. La Montanus, în 172 după Hristos, începe să reafirme împuternicirea și lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, da? Montanus de mulți este considerat un eretic. Mulți teologi îl consideră un eretic. Mulțumesc foarte mult, Octavian. Mulțumesc. Mulți dintre teologi îl numesc un eretic tocmai pentru că credea în lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt și o propovăduia. Deci mari teologi din vremea respectivă i-au cercetat toate scrierile, toate vorbele, l-au verificat din scoarță în scoarță și n-au găsit nimic eretic în vorbele și în scrierile lui, ci doar faptul că credea în revelații supranaturale. Credea în cuvântul viu al lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt vorbește actual și punctual. Amin? Montanus, ăsta a fost. A fost un om plin de Duhul Sfânt. Montanus condamna formalismul din biserică și formalismul cu care sunt unși slujitori. Și spunea Montanus, exact ce am predicat și despre samariteni, da? Că slujitorii nu mai sunt puși după darurile pe care le au din partea Duhului Sfânt și după ungerea Duhului Sfânt, ci după capacitățile lor omenești, că-s bun oratori, că-s bun organizatori, că se îmbracă la costum, că chestii de-astea, că au făcut o școală teologică fără să fie impregnați de cuvântul lui Dumnezeu, da? Că se poate și asta. Nu neapărat o școală teologică te califică să fii slujitor. Nu neapărat felul frumos în care vorbești din cuvântul lui Dumnezeu te califică, ci puterea Duhului Sfânt peste tine. Amin? Amin. Ungerea cu Duhul Sfânt. Montaniștii erau acuzați că se rugau într-o stare de extaz, într-o stare frenetică de extaz. Da, formaliștii, cei care structurase un program de biserică așa frumos, pe puncte și era totul elegant și totul super aranjat, îi acuzau pe montaniști că începeau rugăciunile, nu le mai terminau și unii dintre ei erau așa într-o stare de, cu ghilimelele de rigoare, beție a Duhului Sfânt, da? Duhul Sfânt îi cerceta. Augustin, fiți atenți la Augustin, mulți, cesaționismul, știți ce e la cesaționism? Că darurile Duhului Sfânt și umplerea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt a încetat și mulți se folosesc de scrierile lui Augustin, pentru că Augustin, la începutul vieții, a vorbit împotriva umplerii cu Duhul Sfânt și împotriva darurilor. Pentru că asta era capacitatea lui, da? El venise din păgânism, fusese ateu și a avut niște drepte. Și omul ăsta a început să scrie și să se afirme ca predicator și teolog încă din pruncia lui, da? În pruncia lui spirituală, da? Și asta de multe ori e o capcană, știi? A început să vorbească și am văzut și pe internet copii de ăștia în credință care vorbesc ei și dau cu bâta în lucrarea Duhului Sfânt și dau cu bâta în Duhul Sfânt și ei n-au experimentat ce înseamnă aia Duhul Sfânt. Mă, omule, dacă mâine te copleșește Duhul Sfânt, nu-ți pare rău de tot ce-ai vorbit? Tu am văzut că unii fac beți pe ăștia care sunt plini de Duhul Sfânt, senili am văzut, da? În toate felurile am văzut bat jocuri asta, la știți că am predicat când am vorbit despre umplerea botezul, umplerea cu Duhul Sfânt din fapte și mulțimea aceea care stătea în Ierusalim s-a împărțit în două părți, da? Bat jocoritori și oameni care au crezut și au zis, mă, ce să facem?
Sunt mulți și, din păcate, ceea ce noi numim astăzi biserică se împarte la fel în două, cei ce cred și cei ce batjocoresc. Și Augustin, v-am spus, mulți teologi au dezvoltat cesaționismul din scrierile lui Augustin, dar se întâmplă ceva cu Augustin. În cartea lui despre cetatea lui Dumnezeu afirmă credința în minuni. Vorbește de asemenea despre un fenomen numit jubilare. Atenție! Ceea ce azi numim cântarea în Duhul. Ați auzit cântarea în Duhul până acum? Da? Când vine Duhul peste tine și începi să cânți în limbi sau să prorocești și într-o stare de extaz, jubilare sau cântarea în Duhul într-o stare de extaz și apoi prorocie. Spunând așa, auziți ce spune Augustin la sfârșitul vieții lui în scrierile sale. Bucuria nemărginită să nu fie încorsetată de limitarea silabelor. Ați înțeles? Adică începe limba să-ți vorbească în ceva ce nu cunoști, ce n-ai auzit și zice, da? Bucuria nemărginită să nu fie încorsetată de limitarea silabelor. Adică când Duhul Sfânt se coboară cu bucuria aceea negrăită peste tine și limba ta începe să vorbească altceva, să nu te sperii, pentru că este bucurie din Duhul Sfânt. Începe declinul bisericii și instituționalizarea bisericii, da, deja după secolul 4 începe, da, știm că ce s-a întâmplat în 313 cu biserica. Să știți că Constantin cel Mare, care a dat decretul acela prin care a numit creștinismul ca religia Imperiului, și-a băgat foarte mult nasul în biserică și de aici avem noi ideea de amvon, pentru că la fel amvonul oarecum a înlocuit tronul. Știți că biserica a fost organizată după sala în care, sala împăratului, sala în care Constantin își dădea decretele, sala în care Augustin stătea la sfat cu supușii lui și în loc de, da, și în biserici am văzut tronuri, nu? N-ați văzut în biserici tronuri? Da, e cel mai mare, ăla e scaunul păstorului, știi? Și un tron de ăla, numai nu pui așa un leu la stânga, unul la dreapta, frumos, sceptru, mare tron, știți, ăla din mijloc e mare și după aia mai vin două mici în stânga, două mici în dreapta, știi? Ăla e modelul pe care Constantin l-a introdus în biserică. Și sunt biserici în România și în lumea întreagă în care sunt scaune stânga, dreapta și pentru scaunele alea se plătește. Și atenție, scaunele acelea, în România există în biserici așa cea, scaunele acelea se moștenesc, se transmit din generație în generație, sau dacă eu mor, simt că sunt pe moarte și n-are cine să-mi ia locul în biserică, îl vând și cu 10.000 de euro. Am auzit? Deci îmi vând locul lângă popă, în stânga sau în dreapta, primul e vreo 10.000, al doilea 9.000, al treilea 8.000 și tot așa scade până la 5.000, cât un Logan Second. Da? Și Constantin a băgat regulile astea, da? Tronul în biserică să fie cât mai mare, supușii să stea pe scaune, să tacă, că vorbește cine? Împăratul! Și ăștia n-au voie să zică nimic, vorbește doar șeful. Și a instituționalizat biserica, a introdus niște, eu știu, Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii, da? Amin? Spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel, nu profețiți toți. Nici eu n-aș fi de acord cu asta. Să nu se înțeleagă nimic, să nu se spună nimic, să veniți la biserică să găsiți o harababură aici. Dar dacă Duhul Sfânt schimbă ceva, da? Dacă Duhul Sfânt vrea să vorbească, dacă Duhul Sfânt dă ceva, slăviți să fie Domnul. Amin? Ok. Papa Inocențiu, acum vreau să vă spun ceva fain care s-a întâmplat cu Toma d'Aquino. Papa Inocențiu l-a chemat într-o zi pe Toma d'Aquino și i-a arătat bogățiile Vaticanului, bogățiile Bisericii Catolice și i-a spus așa: Toma, vezi bine faptul că astăzi biserica nu mai poate spune n-am să-ți dau nimic, aur și argint n-am. Dar Toma d'Aquino i-a spus: dar nici scoală-te și umblă nu mai poate să spună. Ați înțeles? Când ai banul, când ai poziția, când ai influența, când vezi că oamenii vin puhoi la tine,
te pui pe tânjeală să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, amin? Te pui pe tânjeală că ai totul, ai bani, ai poziție, ai renume, ai faimă și biserica căpătaseră toate acestea, da? Biserica le căpătase pe toate. Biserica a devenit la un moment dat cea care numea, Biserica Catolică devenise cea care numea ce? Regi, împărați. Dacă Biserica Catolică nu era de acord cu un rege, îl dădea jos, spunea pe altul. Singura care a avut curajul să se împotrivească la un moment dat papalității a fost Biserica din Franța. Dar asta avea, da, devenise puterea în Europa și în continentele din prejur. Da, în Africa, în Asia. Și din cauza bogăției, din cauza faptului că deveniseră faimoasă, din cauza faptului că oamenii dădeau puhoi, biserica, din păcate, și-a pierdut apetitul pentru lucrarea Duhului Sfânt. Și-a pierdut apetitul pentru lucrarea Duhului Sfânt. Și de aici a început ce? De declinul. Oamenii care au luat locul Duhului Sfânt în biserică, care Duhul Sfânt care inspiră și care vorbește. Amin. Francesco d'Assisi, ați auzit de el? Deja am trecut în alt secol, da? În secolul 12. Da, vedeți, am luat-o frumos în ordine crescătoare. Francesco d'Assisi a început să audă de timpuriu vocea Domnului. Și când era plăpând așa copilaș, a auzit odată, era în biserică, într-o biserică dărăpânată și a auzit următorul lucru. Du-te și repară casa mea care se prăbușește. D'Assisi s-a uitat și a văzut, într-adevăr, măi, cam dărăpânată, știi, clădirea. S-a dus acasă, a vândut ce avea pe acasă și a reparat biserica. Și a zis, gata, am terminat. Mai târziu, Duhul lui Dumnezeu l-a luminat să înțeleagă că a fost chemat să repare, cu ghilimele, să repare biserica spirituală, da? Să repare starea bisericii și, într-adevăr, da? Francesco d'Assisi a fost un om care a reparat biserica lui Hristos. A primit darul profeției și a minunilor și a înființat cel mai carismatic ordin monastic, da? Călugării franciscani. Iacob de Voragine, da? Scriitorul secolului al XIII-lea, a spus că pe Francesco la început îl chema Giovanni, adică în românește Ion. Dar și-a luat numele de Francesco în urma minunii vorbirii în alte limbi și a vorbit franceza. Atunci când era umplut de Duhul Sfânt, izbucnea fierbinte în limba franceză, da? Și el a zis, bă, franceză, Francesco, da? Și și-a dat singur numele, îl chema Giovanni d'Assisi. Și el a zis, când Duhul îl cerceta, și ați întâlnit oameni, eu am întâlnit care vorbesc engleză, italiană, am întâlnit oameni care vorbesc un cuvânt în franceză, unul în engleză, unul în italiană. Am întâlnit o soră care nu știa, habar n-avea engleza și vorbea în limbi doar în engleză și zice, hai mă, las-o încolo că toată lumea știe engleză. Și am întrebat-o, știți engleză? Habar n-am. Nici nu știa că vorbește în limbi în engleză. Ați înțeles? Nici nu știa că e engleza. Da? Și vom intra în alt. Uitați, dovezi istorice. Cine n-a auzit de franciscan? E cineva care n-a auzit de franciscan? E cineva? Toată lumea a auzit. Uite-l că ăsta care a înființat ordinul ăsta, un om plin de duh. Și dacă vreți să căutați dovezi, vă recomand cartea din care am sustras mare parte din aceste informații, 2000 de dovezi ale existenței Duhului Sfânt. Da? Pot să vă și arăt data viitoare. Trec mai departe la Martin Luther. Auzit cineva despre Martin Luther? Toată lumea, da? Toată lumea. Și pe copii, dacă intrem Martin Luther, știu. Deja trecem în secolul 15. A trăit între 1438 și 1546. În prima lui scriere despre robia babiloniană a bisericii, a declarat că adevărul pe care îl prezintă e învățat de la cine? De la Duhul Sfânt. Martin Luther s-a confruntat cu ceea ce se confruntă mulți alții chiar astăzi, anume, lumea îl întreba, de unde îți vine autoritatea? Pentru că el nu mai avea autoritate din partea bisericii pământești. Vă aduceți aminte, da? El s-a retras din Biserica Catolică, de-aia se numește reformă și de-aia se numește protestantism, da?
da? De-aia, pentru că a protestat împotriva bisericii catolice, s-a retras de acolo și oamenii îi întrebau, de unde ai autoritate? Cine ți-a dat autoritate? Și el spunea, de la cine? De la Duhul Sfânt! Duhul Sfânt! Și îl dădea exemplu pe Pavel, care la fel. Și Pavel era contestat de bisericile prin care mergea. De unde ai tu autoritate? Că n-ai fost dintre apostoli. De unde ai tu autoritate? Și spunea, Pavel, roba lui Dumnezeu, chemat de Iisus Hristos. Da? Majoritatea epistolelor, uitați-vă la Pavel, că și le începe așa. Da? Inclusiv Galaten, despre care am vorbit. Și Galaten este cartea, prima carte pe care Martin Luther a tradus-o în limba germană și cartea care i-a dat putere să genereze reforma. Acolo a găsit mântuirea prin credință și nu fapte și nu indulgențe și nu bani și nu alte prostii pe care le debita la vremea respectivă Biserica Catolică. Johann Mathesius a spus despre Luther că și-a confirmat doctrina prin multe profeții. Melancton, care era teologul, am mai vorbit despre Melancton, un tânăr de 21 de ani care știa greaca și ebraica și care l-a ajutat pe Martin Luther, și când Martin Luther avea o nelămurire cu privire la scriptură, apela la Melancton, un tânăr, v-am spus, 21 de ani, da? Extraordinar omul ăsta. Melancton l-a numit pe Martin Luther, știți cum l-a numit? Am o carte pentru cine. Ce nume i-a dat? Deci, știu că nu știți, dar poate nimeriți. N-aveți dar de ghicire, da? Ia prindeți-vă. Cine a fost în Vechiul Testament așa plin de duh și de putere și cuvântul lui Dumnezeu a zis că va mai veni încă unul la fel? Da, tu ai primit. Te cheamă. Te cheamă Ilie. Ah, ce fac cu cartea asta? Altă întrebare. Altă întrebare. Cum a fost, al câtelea Ilie a fost numit Martin Luther? Al? A zis cel mai tare. Al treilea. Păi a fost așa, Ilie, din Vechiul Testament. Al doilea, Ioan Botezătorul. Și al treilea a fost numit Martin Luther. Melancton îl numea al treilea. Uite, și așa am dat trei cărți. Bun, asta cu altă întrebare. Da. Luther a spus, s-a întâmplat adesea și încă se întâmplă să fie scoși demoni în numele lui Hristos. De asemenea, prin chemarea numelui său în rugăciune, bolnavii au fost vindecați. A patra strofă a marelui său imn, Cetate tare-i Dumnezeu, conține formularea, Duhul și darurile ne aparțin. Duhul și darurile ne aparțin, da? Verificați, da? Luther era profet, evanghelist, vorbea în limbi și interpreta limbile și era înzestrat cu toate darurile Duhului Sfânt. Asta găsim în lucrarea, în biografia lui Martin Luther, scrisă de Sauer în limba germană, da? Deci uitați ce spune, că era înzestrat cu toate darurile Duhului Sfânt. Și acum trecem la anabaptiștii, da? Anabaptiștii, de aici avem numele de baptiști, anabaptiștii înseamnă, de fapt, anabaptist însemna botezat din nou. Pentru că anabaptismul este prima mișcare care desfințează botezul copiilor și zice, voi trebuie să vă botezați din nou la vârsta maturității. Și haideți să vă spun un lucru pe care puțin poate îl știați și puțin baptiști îl știu. La începutul mișcării, această lucrare, anabaptismul, a fost o lucrare de care? Carismatică, mișcată de Duhul Sfânt și plină de Duhul lui Dumnezeu. Și anabaptiștii au fost prigoniți, persecutați pentru faptul că mergeau sub ungerea Duhului Sfânt. Și au fost aspru criticați. E culmea, nu? Anabaptiștii au fost... Da, asta e altă discuție. 1483-1546. În prima lui scriere... În 1527, pe 5 ianuarie,
Felix Manz, unul dintre întemeietorii acestei mișcări, unul dintre liderii acestei lucrări, deci nu foarte departe de, de fapt, am rămas în secolul al XVI-lea. În 5 ianuarie 1527, Felix Manz este acuzat că s-a lăudat cu revelații din partea Duhului Sfânt și a fost înnecat într-un râu. Vedeți? A fost omorât pentru faptul că credea în revelații speciale, că Duhul Sfânt vorbește și prin Scriptură, dar și prin Duhul Sfânt. Anabaptiștii au refuzat să mai meargă la biserica de stat pe motiv că aceasta nu permite membrilor să-și exercite darurile spirituale potrivit cu ordinea din 1 Corinteni 14. Anabaptiștii au zis, noi nu mai mergem la biserica de stat pentru că biserica de stat nu ne permite să facem ceea ce scrie în 1 Corinteni 14. Citiți acasă 1 Corinteni 14 și veți vedea. Și au înființat biserici și se vedeau în casele lor și în alte clădiri. Hugenoții, numiți și profeții francezi, 1560, tot la fel, o mișcare carismatică a Duhului Sfânt, insistau că nicăieri în Biblie nu există o limită care să-L oprească pe Dumnezeu să mai umple cu Duhul Sfânt și să-și reverse darurile peste biserică. Au insistat hugenoții pe chestia asta. Nicăieri nu există o limită în Scriptură. E clar? Merg mai departe. Quakerii, în anul 1650, intrăm în secolul 16, porecliți așa de unul, nu știu dacă merită să-i zic numele, dar hai să-i zic, știți că unele nume nu rămân în istorie, ăsta a rămas din păcate, Justice, îl chema și Justice Bennett, care a fost un mare bagiocoritor al quakerilor și el a dat numele ăsta, quakeri înseamnă tremurici, care tremurau sub focul Duhului Sfânt. Quakerii, de fapt, nu le-a plăcut numele ăsta și s-au numit, uitați cum și-au spus ei, creștinismul primar reformat sau reînviat. Creștinismul primar reînviat. George Fox, la fel, este fondatorul quakerilor. Duhul îl mișca pe Fox și acesta a început să se amestece și în problemele bisericii și în cele ale statului și astfel a pornit o prigoană peste quakeri și 50.000 dintre ei au ajuns în închisoare. Atenție, ați văzut? 50.000. Moravienii, urmașii lui John Hus, la fel, 1727, Zinzendorf a fost unul care a confirmat mișcarea aceasta și a vorbit despre Duhul Sfânt. Metodiștii, John Wesley, la fel, pe la ora 3 dimineața, în timp ce spune John Wesley într-unul din jurnalele sale, în timp ce noi continuam să ne rugăm, puterea lui Dumnezeu, vedeți, și John Wesley făcea nopți veche. Nu-i minunat? Da, ați auzit de metodist de John Wesley și el la o noapte de veche, ci că la 3 dimineața, da, cam când începem noi să ațipim așa, la ei s-a coborât Duhul. Auziți? Puterea lui Dumnezeu a coborât peste noi cu atâta putere încât mulți strigau de bucurie și mulți cădeau la pământ. Am strigat cu toții într-un glas, te lăudăm Dumnezeule, te recunoaștem ca Domn. Jonathan Edwards, George Whitefield, Edward Arvin, toți ăștia au fost oameni umpluți de Duhul Sfânt. Irvin la fel, s-a opus lucrării Duhului Sfânt la început, spunând că darul puterii a încetat odată cu apostolii. Apoi, o tânără a fost botezată cu Duhul Sfânt sub ochii lui, o tânără muribundă la spital, s-a dus să o viziteze, să-i facă ungerea, să se roage pentru ea. Omul ăsta era un înfocat vorbitor împotriva Duhului Sfânt. Că nu mai există, că nu se poate, că cine... La fel. Și când s-a dus la spital la o tânără care era pe moarte, Duhul lui Dumnezeu a botezat-o pe tânăra asta, sub privirea lui și a început să vorbească în limbi. Și omul ăsta a fost răvășit. A zis, cum? Am văzut-o! Există! Și s-a dus acasă, s-a rugat până a fost umplut de Duhul Sfânt. Și acum închei despre această incursiune în istorie sau această trecere în istorie. Ajungem în 1900, Parham și Seymour, la mișcarea, ceea ce numim noi începutul mișcării penticostale. Da? Parham în Topeka, Kansas. Parham a deschis școala biblică Bethel. Și știți cum a început totul? Știți cu ce a început totul? Cu un studiu asupra cazurilor de umplere cu Duhul Sfânt din fapte. Parham a fost inspirat de Dumnezeu după ce a plecat
din colegiu într-o vizită pastorală, a zis așa studenților: rămâneți și studiați temă. Rămâneți și studiați cele 5 cazuri. Când s-a întors, i-a găsit pe tineri ăștia răvășiți, pe toți studenții. Și a întrebat: care este concluzia la care ți-a ajuns? Și a zis: în toate cazurile, semnul este vorbirea în limbi, Duhul Sfânt s-a coborât într-o formă distinctă, da? Într-o formă ușor de văzut, da? Într-o formă în care ceilalți și-au dat seama că s-a întâmplat ceva cu oamenii ăștia și oamenii ăștia au fost revigorați de Dumnezeu, umpluți cu o putere care i-a făcut adevărați martori și propovăduitori ai adevărului. Și știți ce? Studenții n-au mai rezistat chemării și au început să se roage. Și studenții au fost umpluți cu Duhul Sfânt și Parham încă nu. Și Parham a zis: nu se poate, Doamne. Studenții mei sunt plini de Duh și eu, profesorul lor, nimic, știi? Și a început să se roage și după o scurtă vreme a primit și el umplerea cu Duhul Sfânt și astfel a pornit lucrarea și mass media, atenție, a fost una dintre lucrările de care Dumnezeu s-a folosit pentru a împrăștia vestea. Duhul Sfânt lucrează iar. Duhul Sfânt n-a fost oprit. Uitați ce se întâmplă în Kansas. Da? Și astfel s-a ajuns ca în toată lumea să se dea de veste. Și Seymour, un negru, că voi ați auzit poate de și de Azusa Street, nu? Ați auzit de Azusa Street? Da? Seymour, un negru, a vrut și el să meargă la școala biblică a lui Parham, dar era negru. Și știți că în America era problemă. N-avea voie. Negrii nu aveau voie nicio școală. Și, săracii, da, slavă Domnului că s-a schimbat situația. Ați văzut, acum a ajuns și președinte. Slavă Domnului pentru asta. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Albi, negri, cum or fi, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vorba unui, același sânge avem. Amin? Și același Duh e peste noi. Amin. Și fiți atenți ce face Parham. Mi-a plăcut foarte mult. El n-avea voie să primească un negru pentru că ar fi fost sancționat, ar fi fost persecutat pentru chestia asta. Dacă aflau albii, desfințau tot locul ăla. Și știți ce a făcut? A deschis, asta era încăperea de studiu. A deschis ușa și l-a pus pe Seymour să stea pe scaun în ușă. Pasnicul, știi? Dar era student, era cursant, știi? Și dacă întreba cineva ca să fenteze sistemul și nu știu ce, el e pasnicul, știi? El e angajat pasnic, dar el era student, stătea cu caietul în mână și își nota. Un om extraordinar. Seymour a fost, și el n-a fost umplut de Duhul Sfânt în școala Bethel a lui Parham, ci s-a dus acasă, a fost chemat în Los Angeles ca și slujitor. S-a dus pe Azusa Street, a deschis o biserică în mare parte de negri, dar s-au afiliat și albi la această mișcare și la fel, a început să vorbească din Fapte 2 fără să fie umplut cu Duhul Sfânt. A început să vorbească, a zis: bă, trebuie să vorbesc despre asta. Și în timp ce vorbea, oamenii din biserică au fost umpluți cu Duhul Sfânt. El nu. Dar ce se întâmplă, Doamne? Eu vorbesc, nu-i corect. Eu vorbesc și nu primesc, știi? Și s-a dus peste 6 zile, în urma rugăciunilor, el și cu soția lui au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. În urma rugăciunii și a dorinței. Și au dorit. Și uite, așa a început mișcarea Duhului Sfânt din secolul 21, care a primit foarte multe nume și foarte multe, expresii, însă Duhul Sfânt este în spatele tuturor acestora. Credeți, cine de aici crede că i-a folosit ce am vorbit până acum? Câți dintre voi știați tot ce s-a vorbit până acum? Nu știați despre oameni, dar știați despre lucrare. Eu vreau să vă spun că tot ce am studiat și tot ce am scris și tot ce v-am vorbit, pur și simplu m-a ajutat și m-a luminat enorm. Aveți exemple, aveți dovezi și dacă nu le-ați reținut pe toate, pot să vă dau notițele să le trageți la Xerox, da? Pentru că oamenii întreabă, dar ok, unde a fost Duhul Sfânt? Voi sunteți o găselniță, cum am spus, a secolului 20-21. Lăsați-mă cu Duhul Sfânt ăsta, că ați început voi să tremurați deodată și ziceți că e Duhul peste voi, ca să faceți și voi altceva. Și iată că în toată istoria bisericii avem dovezi că Duhul Sfânt a lucrat. Că oamenii, în marea lor majoritate, și că creștinismul a devenit altceva
decât ceea ce spune Scriptura, și asta este lucrarea altcuiva, dar nu a Duhului Sfânt, a diavolului, care a vrut să țină oamenii în ce? În minciună. Și s-a folosit de lucrări pe care le-a numit nedrept biserică. Dumnezeu să ne ferească de mișcările acestea care n-au nicio treabă cu Dumnezeu și cu lucrarea Lui. Și trec acum la nu mai mi-a rămas mult timp, deci nu vă speriați că nu mai vorbesc decât vreo 10 minute despre ultima umplere cu Duhul Sfânt din fapte. Despre cine e vorba? Nu mai în cărți. Ucenicii lui Ioan. Ia uitați-l pe Pavel, ajunge Pavel în Efes și primul lucru pe care îi întreabă, tot despre o bisericuță mică cu 12 bărbați și bănuiesc că și soțiile lor și copiilor, dă peste o bisericuță mică de 12 bărbați și când intră în biserică la program, îi întreabă ceva. Pavel e pus, a venit fratele Pavel, ce har, știi? Uitați, îmi place foarte mult un lucru. Pavel, ce face? Ok, mă duc la Efes, eu sunt Pavel. Este Google Search, știi? Sau, fraților, știți vreo biserică de 1000 de oameni? Cel puțin 1000. Că eu sunt Pavel. Hai să închiriem casa de cultură, că eu sunt Pavel. Mulți așa, știi? Cât are biserica? 50, 100. Hai că vorbim, frate, ne auzim, mai sună. Cât are biserica? Noi suntem 1400. Haleluia, slăvit să fie Domnul. Vin. Și Pavel intră într-o biserică cu 12 bărbați. Marele Pavel. Wow, un om smerit și îmi place lucrul ăla. Mă întreabă mulți frați care ne mai cheamă și pe noi, întreabă, îmi spun să mă anunțe cumva să nu mă supăr când ajung la ei și văd că sunt doar 30. Frate, dar noi suntem 20, 30, noi suntem un sătuc, biserica noastră e mică, v-am spus, am predicat odată într-o biserică, nu știu de ce avea scena atât. Deci o biserică mică, cât perimetrul ăsta, cât sunt scaunele, și avea scena atât. De parcă nu vedeau frații, știi? Aproape dădeai cu capul de tavan. Ușile închise, iarna, și s-a consumat oxigenul și era să leșin acolo. Deci m-a luat o amețeală dintr-o dată, pur și simplu vedeam așa stele, știi? Pe bune, deci mă luase amețeala. I-am rugat în timpul predicii, am zis, deschideți un pic ușa, că nu, am rămas total fără aer, vă rog frumos. Și au deschis și a intrat așa o briză și mi-a revenit. Deci nu contează să fie Domnul prezent, amin? Contează cât sunt, pentru că Dumnezeu poate să se folosească și așa o vedem și în Efes. Dumnezeu a umplut pe cei 12 și iată că o biserică mică de 12 bărbați este astăzi, a rămas în istorie și a rămas în Scriptură ca al cincilea caz de umplere cu Duhul Sfânt din fapte. Extraordinar! Biserica aia micuță de 12 bărbați a rămas în istorie. Și majoritatea cazurilor, în afară de primul caz cu când s-au întors la Domnul 3000 de oameni și mare parte din ei au fost botezați cu Duhul Sfânt, în rest avem cazuri mici. Pavel umplut, da? Samaritenii, nu știm câți erau, acolo nu știm numărul, cred că erau mai mulți în Samaria, cu siguranță. După aia avem familia lui Corneliu, câți oameni să fi fost? 10, 15, 20, nu știu, mii puțin. După aia avem Efesul, da? Iar 12 oameni. Duhul Sfânt nu întreabă, vin, dar cât sunteți? Întreabă Duhul Sfânt așa? Și vreau să vă zic un lucru. Criteriul de bază la care privește, sau virtutea de bază la care Duhul Sfânt privește, știți care este aceea? Care? Inima. Și ce să fie în inimă? Smerenie și curăție. Duhul Sfânt nu poate lucra cu o inimă mândră. Duhul Sfânt nu poate lucra cu oamenii mândri care Duhul Sfânt, știi ce? Ne descurcăm și fără tine. Noi avem trupă de worship, ai auzit ce aia? Noi avem cel mai bun chitarist la electrică, noi avem cel mai bun pianist, știi că avem RCF-uri și cup de bas și pian de la roșu și știi că avem atâția și avem 4 voci, 5 voci de fete și cântă super și știi, Duhul Sfânt, chestiile astea.
știi că avem studenți la teologie, știi că avem... Noi nu avem nevoie de tine, Duhule Sfânt. Noi ne descurcăm, noi suntem relevanți, noi vorbim pe limba tinerilor. Și de-aia de multe ori Duhul Sfânt este lăsat în afara bisericii, pentru că oamenii sunt mândri și nu mai au nevoie, noi nu mai avem nevoie. De ce Duhul Sfânt să ne deranjezi? Lasă-ne, că noi suntem moderniști, ați înțeles? Duhul Sfânt trebuie lăsat, amin? Lăsați, e un cântec, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, sau lăsați Duhul Sfânt în biserică, da? Amin? Lăsați Duhul Sfânt să facă din biserica Lui ceea ce trebuie să fie, amin? Amin, să lucreze Dumnezeu. Pentru că, Pavel, v-am spus, prima întrebare când vine la amvonul bisericii, dacă aveau așa ceva, întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei răspund, nici n-am auzit. Ce ne spune nouă această întrebare? Ceea ce am susținut și până acum. Ați primit voi Duhul Sfânt? Adică Duhul Sfânt trebuie să fie o experiență care să atragă privirile. Mă, am primit, știu când. Ce v-am mai spus până acum? Ați primit voi Duhul Sfânt? Dacă v-aș întreba, când n-are rost să întreb, de exemplu, ceva ce s-a întâmplat fără ca tu să știi, da? Să te întreb acum când ai respirat, când ai tras ultima gură de aer. E ceva ce faci fără să știi, da? Sau să întreb când ți-au filtrat rinichii ultima oară, nu știu ce. Nu ai de unde să știi asta. Sau ce-ți mai face ficatul? Ce-ți mai face ficatul, frate Ștefan? E bine? Slavă Domnului, știi? Nu știi chestiile astea, da? Rinichii sunt ok? Chiar ce-ar fi să când ne vedem să întrebăm așa? Salut, ce-ți fac rinichii? Știi? Altă întrebare. Cum lucrează hipotalamusul, soră? E bine? Da? Cerebelul e ok? Slavă Domnului, știi? Da, ce mai avem? Splina? Bila? Pe bilă o mai simțim. Cum? Inima? Da? Ați vizitat toate patru camerele? Sunt ok? Scurate? Da? Da? N-ai, da, sunt chestii pe care nu le vezi, nu le simți, nu ai... Ele funcționează prin har, că Domnul le-a dat viața, amin? Dar Duhul Sfânt e ceva ce lucrează în viața omului într-un mod evident. Și Pavel îi întreabă, ați primit, dragilor, Duhul Sfânt? Păi stai că am fost învățați că la botez ne-a scufundat, am primit Duhul și gata. Și Pavel, nu! Ați primit? Nu. Haideți să ne rugăm. Și au primit? Și spune că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți, asta am spus-o. Și apoi vedem evidențele lucrării lui Pavel. Și n-am timp să mai intru, dar mi-ar fi plăcut foarte mult. Voi continua să vorbesc despre lucrul acesta la biserica care vine imediat după noi. Da? Slăviți să fie Domnul. Deci dacă vreți partea a doua, veniți într-o oră. Într-o oră începe biserica următoare și voi fi acolo. Pavel vorbea cu îndrăzneală și unii, atenție, unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Unii rămâneau necredincioși și batjocoritori. Simte cineva în acest moment în inima lui repulsie? Simte cineva în inima lui în momentul de față necredință? Simte cineva în momentul de față în inima lui neaburit ăsta aici? Simțiți asta? Dacă simte cineva lucrul acesta, vă spun un lucru, dați-l afară pe cel rău, că nu sunteți voi ăștia. Amin? Voi ați fost creați după chipul lui Dumnezeu și să acceptați voia lui Dumnezeu. Amin? A venit cineva aici duminica trecută și eu știți, anunț la 9:30. Noi ne chinuim și încercăm să începem la 9:30, dar pentru că nu e sala noastră, pentru că avem foarte multe de montat, de reglat, foarte multe de făcut, scaune de aranjat, pentru că trebuie să facem de fiecare dată sound check-ul. Ne este foarte greu să începem la 9:30, deși mulți dintre noi venim cu cel puțin o oră mai devreme aici. Și a venit cineva și o familie, niște prieteni, o colegă de-a mea de liceu care s-a întors la Domnul, eu n-am știut lucrurile acesta și m-a contactat și mi-a zis, Tony, l-am cunoscut pe Domnul, m-am căsătorit în biserica voastră și vreau să vin la biserică cu familia mea. Și o binecuvântăm și pe sora Rebecca care a dat examenul, Dumnezeu să o binecuvinteze, amin. Și a venit familia asta și mi-a zis, băi, Tony, cum am pășit aici și am văzut că a trecut 9:30,
30 și la început, am simțit o tulburare de am vrut să plec. El mi-a spus, soțul colegei mele. Am simțit o tulburare, deci m-a tulburat ceva, pur și simplu mi-am pierdut răbdarea. Nu știu, am văzut negru în fața lui și am zis, hai să plecăm. Hai să ne ridicăm să plecăm. Și 5, 10, 15, 20 de minute din timpul programului am stat așa nemulțumit, îmbufnat, nu voiam să cânt, nu voiam să mă rog. Cine tulbură? Satana. Și mi-a spus, diavolul a vrut să mă ispitească foarte mult pentru că aici a fost Duhul lui Dumnezeu. Și când vorbea cu mine avea lacrimi în ochi, avea ochii roși așa, lăcrima. Am simțit prezența lui Dumnezeu. Și diavolul m-a ispitit, m-a atacat ca să știa ce urmează aici, știa ce urmează să se întâmple cu mine aici. Nu vă lăsați ispitiți de diavol, prin nimic, amin? Că am depășit 5 minute pentru că muncim din greu ca să începem un program, o slujbă, da? Și să ne țină Domnul harnici așa și când om avea biserica noastră și toate montate, amin? Că Domnul merită toată hărnicia noastră. Dar nu vă lăsați tulburați de nimic, pentru că diavolul tulburându-vă, vă ia cuvântul. Cum a furat sămânța plantată în inimile, da? Veneau, ba, ciorile, pac, 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 o ciuguleau, ba, soarele, da? Ba, n-aveau rădăcini înfipte și necazurile, drumul bătătorit, da? Vedeți? Spinii. Diavolul are nenumărate metode de a-ți șopti. Băi, ăsta te minte. Băi, ăsta, fugi de aici. Diavolul are metode. Deci, când noi lucrăm, în același timp lucrează și vrăjmașul. Când semănătorul, Iisus Hristos, aruca cu sămânță, diavolul ce făcea? În același timp lucra. Trimitea ciorile, pac, corbii, păsările, ciuguleau sămânța, soarele ardea, da? Pământul era bătătorit, bine? Cât de bătătorit e pământul din inima ta? Cine l-a bătătorit ca să nu pricepi adevărul și Scriptura? Pe cine ai lăsat? Știți, pământul bătătorit, după părerea mea, este ce? Prejudecata. Ți-ai făcut deja o părere. Tasat bine, știi? Nu mai intră nimic. Nu mai intră nimic. De ce nu mai intră cuvântul lui Dumnezeu? Lasă-L pe Hristos prin Duhul Sfânt să are pământul inimii tale, să-L afâneze, amin? Dar lasă-te! Lasă-te! Lasă inima ta, dă inima ta Duhului Sfânt și zi, Duhule Sfânt, afânează-mi inima, amin? Haideți să ne ridicăm în picioare.